Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte pentru examenele pe care le vor susține la sfârșitul anului elevii claselor a 8-a și a 12-a. Cu subiectele în față, tinerii au avut posibilitatea să vadă în ce măsură stăpânesc materia în acest moment. Ministerul Educației și Cercetării Științifice a publicat pe site-ul acestuia modelele de subiecte pentru examenele naționale. Mă refer la modelele de subiecte pentru evaluarea națională, pentru elevii care susțin evaluarea în clasa 8-a și modelele de subiecte pentru examenul de bacalaureat. Dacă elevii sunt optimiști, profesorii de limba și literatura română au câteva nemulțumiri. Cum ți se par subiectele? Subiectele sunt destul de dificile, dar nu sunt inabordabile. Sunt... Să ne pregătească. E foarte bine că s-au afișat pentru că mai avem timp la bacalaureat să știm ce știm și ce nu, dar consider că o să ne descurcăm cu toți. Nu sunt foarte grele, însă sunt conforme cu metodologia și cu ce ne așteptam noi ca profesori și chiar și copiii, dar cred că la momentul ăsta nu putem vorbi de genul dramatic. Era bine să se facă totuși pe ceva ce poate fi aplicat la clasă, să dăm copiilor ceva de lucru pentru început. Da, am văzut subiectele și, într-adevăr, așa cum au zis și colegele mele, este inadecvat fragmentul de la subiectul 1 roman A pentru a aplica un set de cerințe care, conform programei, îl avem undeva spre sfârșitul semestrului al doilea. În rest, totul este conform metodologiei și gradul de dificultate mediu. Ok, nu sunt nici ușoare, nici grele. Consider că dacă lucrăm, vom putea face față cu toții. Sunt asemănătoare cu cele din ceilalți ani. Acum urmează să lucrăm, așteptăm bacul și o să vedem rezultatele. Cred că o să fie totul bine. Anul școlar 2015-2016 nu a adus noutăți privind organizarea și desfășurarea examenelor naționale și admiterii la liceu. Astfel, media de admitere la liceu se va calcula ca medie ponderată între media de la evaluarea națională, 75%, și media notelor din gimnaziu, 25%. Evaluarea națională a elevilor din clasa a 8-a se va desfășura la aceleași discipline ca cele din acest an. Elevii vor susține examenele sub supraveghere video, iar repartizarea computerizată în licee va avea loc în 3 etape.